Astăzi la ora de cripto, hai să vedem cum arată piața în această zi de duminică. Iar Bitcoin este la 21.200 de dolari, Ethereum la 1.200 și piața este într-o ușoară creștere. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să lăsați un like și un coment, deoarece mă ajută enorm la creșterea acestui canal. Bun, Bitcoin, uh, vă spuneam de acest inverse head and shoulders pe 4 ore, un tipar bullish când spargem neckline-ul. Am spart neckline-ul, dar încă nu a mers foarte mult uh, în sus. Vă spuneam că targetul ar fi undeva pe la 26-27.000 de dolari, dacă merge până în capăt, dar nu prea cred acest lucru. Și vă spuneam de prima rezistență pe Bitcoin, care este undeva pe la 21.400 de dolari. Și deoarece este weekend, vedem volatilitate foarte mare. Bitcoin, cum s-a dus peste această rezistență, cum și-a revenit instant în jos. Dacă mergem pe oră, se vede aici mai bine, da? Cum a mers în sus, cum instant ne-am dus în jos. Și vedem volatilitate foarte mare pe Bitcoin în aceste momente și nu vedem mișcări foarte, foarte mari deci Bitcoin, încă arată cât de cât ok teoretic, deoarece am și peste IMA Ribbon pe 4 ore, un lucru ce nu s-a mai întâmplat de foarte multă vreme, nu s-a mai întâmplat de prin 7 iunie, deci aproape de 20 de zile. Nu am închis peste IME în pe 4 ore. Bineînțeles, vom vedea dacă vom închide weekendul și săptămâna peste IMA 2, peste IMA Ribbon, da? Cam peste 21.300 de dolari și vedem dacă începem și ziua de mâine peste. E meribă în pe 4 ore dacă nu o să meargă bitcoin sub 21.000 de dolari. Dacă ar fi să închidă peste 21.000 de dolari, din punctul meu de vedere ar deveni foarte bearish și ar putea să meargă sub această rezistență, da? Vă spuneam că am mers în sus din acest uh, Inverse Head and Shoulders, dar nu am avut volum foarte mare, da? Rețineți, rețineți acest lucru, dacă mergem în sus și nu avem volul foarte mare, s-ar putea să fie un fake-out. Și dacă Bitcoin va reveni sub acest suport, care a fost rezistență în trecut, dacă va veni sub 20.700 de dolari, atunci Bitcoin s-ar putea să meargă mult mai jos. Da? Deci vom vedea cum va închide Bitcoin această zi și această săptămână. Mă duce și pe DXY, deoarece DXY-ul nu prea îmi place că tot stă prin această zonă, prin 104. Cred că în următoarele zile sau săptămâni DXY-ul ar trebui să spargă 105. -ul. Și vă reamintesc când dxy merge în sus, Bitcoin scade și piețele scad. Da? Deci mare atenție, parcă, parcă dxy se pregătește de o mișcare importantă peste 105, se consolidează exact aici la rezistență. Ar mai putea dura câteva zile această consolidare, dar odată trecut de 105, dxy are putere să meargă și până în 110. Deci undeva un dolar să, să fie aproape 5 lei. Mai atenție la acest lucru, dacă dici să o să meargă peste 105, o să afecteze negativ piața cripto și cam toate piețele. Mergem și pe dominanță și la fel, un lucru foarte interesant, da? Dominanța știm că a luat un reject de la, acest, de la această rezistență pe un time frame macro, da? Pe weekly, de la 48, 50. Aici este toată cheia pentru altcoin și a luat reject pentru a cincea oară. Dar dacă mergem pe 4 ore, putem vedea aici că se formează un falling wedge. Și vă reamintesc ce înseamnă un falling wedge într-un uptrend într-un downtrend, pardon, deoarece trendul este descendent, da? Și se formează acest falling wedge. Și un falling wedge într-un downtrend înseamnă, dacă vom merge în sus, schimbarea trendului. Deci dacă dominanța în următoarele ore o să spargă această rezistență de 43, 50, 60 de procent. dacă sparge acest trend, această rezistență, ar cam schimbat trendul din downtrend în uptrend. Și asta ar însemna ca altcoinurile să scadă. Mare atenție la acest lucru de urmărit pe dominanță. Bineînțeles, avem și șanse să mergem sub suport. Dacă mergem sub suport, ar trebuie să mergem la următorul suport macro, aici la 42% și dacă mergem pe daily să vedem acest suport, da? Cam aici ar cam trebui să fie un bottom pe dominanță, uh, un bottom local și deoarece suntem într-un bear market cam pe aici ar cam trebui să se termine uh, acest downtrend pentru dominanță. Dar cred că va ieși în sus din acest falling sau sper că va ieși în sus ca altconele să scadă și mai mult. Și cam aici ar cam trebui să se termine dominanța să facă și un uh, lower high, da, un higher low, pardon. O scădere mai, mai mică ca și asta, și de aici domina să se meargă încă o dată să testeze această rezistență importantă. Mare atenție la acest lucru. Aș mai vrea să mergem și pe Bitcoin. USD sunt pe Bitstamp și sunt cu EMA 200. Vă mai spuneam acest lucru. Această linie galbenă este un indicator foarte important, da? Este practic ne arată ultimele 200 de săptămâni. Dacă Bitcoin este într un trend ascendent sau un trend descendent. Și Bitcoin la EMA 200, sub EMA 200 a mai fost doar de patru ori în istorie, de trei ori fără uh, data asta. Da? O dată prin 2015. În 2015 a indicat bottom-ul când Bitcoin a găsit un bottom la 105-860 de dolari, iar după aia și-a revenit instant și ne-am dus la noi all-time high-uri. Da? După aia avem uh, noiembrie 2018 până în martie. Aici sub EMA 200 Bitcoin a stat între 3100 de dolari și 4000 de dolari. Aici a fost cea mai bună zonă de acumulare din bear marketul precedent, da? Sub EMA 200. După aia Bitcoin de la 3-4000 de dolari s-a dus până în 14000 de dolari. Mai apoi am avut un crash cu COVID, crash, dar uh, și-a revenit instant, da? Deci a doua oară în istorie, a treia oară în istorie s-a dus sub EMA 200 și vedem că Bitcoin este pentru a patra oară sub EMA 200 deja. Și după părerea mea este foarte ok de cumpăra Bitcoin sub 20.000 de dolari și sub acest EMA 200. Deoarece tot timpul când am fost sub acest IM200 a fost o oportunitate foarte, foarte bună de cumpărat. Și hai să vă explic de ce. Chiar dacă cumpărați acum, să zicem, la 21.000 de dolari, să zicem 20.000 de dolari, să fie mai ușor, da? Cumpărăm și la 20.000 de dolari și dacă o să scadă și la 10.000 de dolari, da? bineînțeles nu știu dacă o să scadă până în 10.000 de dolari toată lumea spune că o să scadă până în 5, 6, 10.000 de dolari bineînțeles nimeni nu are de unde să știe da scădem până în 10.000 de dolari deci de la 20.000 de dolari o scădere de 50 de procente da bun nu este chiar atât de mare scădere, adică să pierdem 50% din portofoliu dar dacă vom cumpăra și la 10.000 atunci media noastră este undeva la 15.000 de dolari da deci foarte, foarte jos vom putea cumpăra uh, bitcoin, dacă o să scadă la 10.000, dar nu prea cred că o să scădem la 10.000. Ceea ce vreau să spun este că dacă facem DCA sub 20.000 de dolari pe Bitcoin în această perioadă, cred că este foarte, foarte ok. Da? Asta este părerea mea. Eu am mai cumpărat ceva Bitcoin pe la 19.000 și ceva. Am mai cumpărat de câteva mii de dolari Bitcoin și intenționez să acumulez cât de mult Bitcoin pot sub 20.000 de dolari. Bineînțeles, dacă o să scadă sub 10.000, o să cumpăr foarte mult, dar cred că este o oportunitate foarte bună. Da? Vă repet, tot timpul, toată lumea, eu am fost aici și când era la 3.000, și la 4000 de dolari aici, bineînțeles, nu aveam atunci fondurile pe care le am acum, dar toată lumea spunea atunci Bitcoin o să meargă și la 1000 și la 2000, da, și nu a mai fost niciodată la 1000 sau 2000 de dolari și de aici ne-am dus în sus. Soluția este DCA pe Bitcoin sub IME 200, da, bineînțeles, um, dacă vedem ce se întâmplă în lume, cred că o să stăm ceva perioadă sub acest EMA 200, nu cred că vom sta doar câteva săptămâni, dar cred că sub 20.000 de dolari este de cumpărat Bitcoin și de așteptat, da? Știți care este strategia mea? Să mă mut în alt ori, atunci când ETH în funcție de Bitcoin va sparge un time frame macro, da? Când ETH în funcție de Bitcoin o să treacă de un de un downtrend masiv pe weekly, când eth o se meargă în sus, atunci o să mă mut din Bitcoin în Ethereum să fac și mai mulți bani sau în alt în alt coin. Alt. Dar asta este părerea mea despre Bitcoin și despre perioada următoare. De exemplu, bineînțeles, dacă o să văd Ethereum la 4-500 de dolari, poate atunci o să mă mut din Bitcoin în Ethereum. Ethereum încă merge în sus din acest uh, inverse head and shoulders uh, arată destul de bine și Ethereum ar fi un target de aproximativ 1500 de dolari uh, pentru următoarele zile, dacă o să ne ajute bineînțeles și bursele și cam acolo este cheia, deoarece S&P-ul uh, a avut o săptămână foarte bună da? a avut o săptămână uh, destul de bună, a închis peste 3850, vă spunem că aici este limita cu bear market-ul și S&P-ul s-a dus până în 3911 uh, acolo a închis săptămână dacă mergem pe weekly, putem vedea că avem încă o săptămână foarte bună pe S&P, la fel ca și săptămâna asta, da? Dar bineînțeles, după cât a scăzut mai, este mai ok să mai vedem și câte o urcare. Practic, S&P-ul a urcat 6, aproape 6,40, aproape 6, de procente. La fel ca și în săptămâna, săptămâna asta, aici a urcat 6, 50, da? Aici 6.40, dar vedeți că în următoarele săptămâni direct am scăzut și mai mult. Vă spunea că văd S&P-ul cu mult sub EM200 în următoarele săptămâni și luni, adică sub 3.647 de dolari. Deoarece încă trendul macro încă este de scădere. Merge și pe câteva altcoinuri. Și înainte să mergem pe altcoinuri, nu uitați de cursul noastră de pe ora de cripto.ro. Dacă vrei și tu să vezi mai multe despre trading, trading, despre analiză tehnică, îți recomand cursurile de pe ora de cripto.ro, doar cursul 1 și 2, astfel încât și alte 5 sunt incluse în primele două. Da? Și mare atenție la burse, deoarece bursele ne dau trendul. Da? Bursele, dacă S&P-ul ar merge la rezistență, până aici undeva la 4000 4040, înseamnă că am avea și noi câteva zile de uptrend pe Bitcoin și pe altcoin-uri. Da? Mare atenție la acest lucru, dar dacă o să scadă, dacă o să scadă din nou sub 3.850 și vă spuneam în ultimele zile că ar că trebui să testeze 3850 și a testat, ar că trebui să scadă sub 3850 în zilele următoare. Mergem pe Gala. Gala, un proiect de gaming foarte interesant, dar vă spuneam cum este cu aceste proiecte de gaming, cred că le trebuie ceva vreme să evolueze. Dar, conform analizei tehnice, gala este la rezistență, da? vedem aici rezistență, rezistență, rezistență și rezistență și aici este într-o scădere de prin de bineînțeles, foarte multă vreme, dar conform acestui trend doar de prin martie. 31 martie, 1 aprilie și gala este la rezistență. În aceste momente ia un reject, dar este peste prima rezistență sau mai bine spus, testează prima rezistență. Da? Dacă găsim de aici, dacă găsește un suport ar trebui să meargă la următoarea rezistență care ar fi undeva la 7 centi aproape 8 centi. Da? Prima rezistență, a doua aici între 7 centi și 0.077 a treia rezistență ar fi la 0.087009, iar mai apoi poate la 10 cenți spre 11 cenți. Da? Deci mare atenție, așteptați ca gala să spargă rezistența pe 8 ore. Sunt pe termenul de 8 ore, adică fiecare luminare reprezintă 8 ore. Mergem și pe TETA. La fel, TETA îmi place proiectul, cu toate că nu a evoluat foarte, foarte bine în acest bull market. S-a dus doar până în vreo 16 dolari și de prin martie este în scădere. Martie anul trecut este într-o scădere mare. Dar, la fel, TETA formează un falling wedge pe daily și la fel ia un reject pe daily. Dar, dacă va sparge în următoarele zile această rezistență, TETA ar putea să meargă până în cel puțin a doua rezistență unde este la 1,60, 1,67, 1,80, mai apoi 2,20, 2,40. Bineînțeles dacă o să vină un uptrend mai serios pe alt coinuri. Putem vedea și aici această acumulare. Vedem dacă această acumulare uh, a luat sfârșit și de aici va merge mai sus. Dar TET arată, arată destul de bine dacă va sparge rezistența. Și la fel dacă are volum foarte mare pe ieșire, da? dacă nu are volum pe ieșire s-ar putea să fie un fake out. Și mai mergem și pe Prime XBT. Și vă spuneam că vă țin la curent cu investiția mea de pe Prime XBT și am închis cealaltă investiție cu profit de 85,8%. Am avut și 100%, dar 85% este foarte bine. Da, am deschis în 6 iunie și am închis în 24 iunie. Puteți vedea aici uh, cu cât am început și cu cât am terminat, dar un lucru interesant ce l-am văzut, de exemplu, dacă mergeți pe uh, aici la Current Holdings, la poziția voastră și mergeți pe uh, poziția dumneavoastră, puteți merge pe Take Profit și la Take Profit luați profitul și atunci să nu se joace cu profitul. Dacă aveți 30-40% profit, dați Take Profit, uh, o să vă las profitul înapoi și atunci să nu se joace și cu profitul vostru, da? Asta mi se pare interesant și după cum bine știți aveți 60% câștig iar restul de 40% merge spre manager și spre platformă. Această platformă este foarte ok de copy trading. Cu toate că în ultimele zile nu am mai făcut profituri foarte mari nici BTNG, nici BizBizMarco pe care îi recomand. Văd că BizBizMarco este într-o ușoară creștere astăzi. Da, deci doar pe acești doi vi recomand. Ceilalți mi se par uh, foarte riscați. Da? Adică sunt mulți care fac 180% cum este acesta într-o zi și poate a doua zi pierd uh, și mai mult. Da? Doar pe acești doi vi recomand dacă vreți să urmăriți în trade-uri. Și dacă vreți și voi să intrați pe această platformă, uh, aveți un link în descrierea acestui videoclip și în primul comentariu. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Pe data viitoare!